Când cocoșul te păzește de hoț. Sunt cam sătulă de școală. Slavă Domnului că vine weekendul. Ai început să lucrezi la piesa aceea de Shakespeare pe care trebuia să o citim? Romeo și Julieta? A, dar ce dezastru! Dacă eram Julieta, i-aș fi arătat eu familiei Capulet din... Bună, Billy! Hei, fetelor! Cum merge? Uite, Lola, dacă îți place un băiat, trebuie să-ți exprimi sentimentele față de el. Oh, să-mi exprim sentimentele? Oh, nu, n-aș putea. Bine, cum vrei tu. Și oricum, nu-i pasă dacă ratezi cea mai frumoasă poveste de dragoste a vieții tale. Bine, am să o fac. Billy, am ceva foarte important să-ți spun. Chiar așa? Uite, eu chiar simt... Simți ce? Că mă simt ca o proastă de când mi-am pierdut cartea de Shakespeare. Păi, atunci vrei să o împrumut pe-a mea? Ar fi grozav. Mai degrabă mi-am exprimat incapacitatea. Haide, nu e sfârșitul lumii. Știi, trebuie să continui să trăiești, să respiri, să mănânci, chiar dacă îți dorești să fi fost moartă. Lola, salvează-mă de la o soartă mai crudă decât moartea. Am fost recrutat. Ce zici să mai preiei din responsabilități? Grozav! De-a dreptul tantric. Ce mai e și asta? Un pol cosmic al totemului care atrage unde pozitive asupra casei. Păi, e nevoie de mai mult decât atât ca să atragă unde pozitive asupra mea. Hei, Lola, mâine suntem invitați cu toții la o petrecere în aer liber la vecinii noștri. Chiar așa? Da, domnul Habab vrea să arate la tot cartierul noua sa alarmă electronică. O alarmă? N-ar fi o idee bună pentru tine. Ba nu, e o idee grozavă. O petrecere e exact șansa de care am nevoie. Visurile tale devin realitate. Tehnici pentru vizualizarea creativă. Imaginează-ți o scenă cu toată inima. O forță a dragostei creativă intră în acțiune și scena sfârșește prin a deveni realitate. Da! Te iubesc așa cum apa iubește șuvoiul. Așa cum soarele iubește răsăritul. Așa cum poetul iubește visul sau așa cum mașina de tuns iarba iubește pajiște. Ce e cu gălăgia asta? Închide plis cu cocoșul ăla, că altfel mâine o să fie friptură. De ce? De ce? De câte ori ți-am spus eu ție, violența naște și mai multă violență. Îmi pare extrem de rău, domnule Habab, dar după cum vedeți, Cracker este hipersensibil. Urăște să fie deranjat. Deranjat? De către cine? Asta chiar a pus capac la toate. Veți fi dați direct afară din oraș. Ați înțeles? Și pe ce motive, dacă pot să întreb? Perturbarea păcii plus refuzul de a trăi în secolul 21 la fel ca toți ceilalți? Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar poți să-ți păstrezi secolul de dezastru ecologic pentru tine. În regulă! Nu vreau să mai am de-a face cu tine. Și pentru început, ia-ți gândul de la petrecerea mea în aer liber și nu am să-i mai permit lui Billy să iasă cu fica ta! E în regulă. Prieteni, puțină atenție, vă rog. Ceea ce urmează să vizionați este o demonstrație exclusivă a noii alarme XB27. Un descendent direct al tehnologiei aerospațiale. Oh. Exact.
același tip de model folosit la bordul stației spațiale Mir și în 40 de ani de când a fost instalat. Nu a avut loc nici măcar o singură spargere. Cutia care conține XB-27 a fost instalată în fața casei noastre. Este completamente foarte rezistentă. Aceasta este caseta care controlează toți senzorii laser. În plus, modelul asigură securitate crescută prin reacționarea la căldură și zgomot. Billy, demonstrația! Puteți opri sunetul de la telecomandă. Totuși, alarma este activată. S-a terminat cu teama față de hoți. Opriți-vă doar la magazin și comandați-vă propriul XB-27. Nu uitați să încercați noii mei burgeri făcuți din vită sintetică. Trebuie să vorbesc cu tine, chiar acum. Wow, dar ce faci acolo? Burgerii aceștia nu sunt răi. Ce este condimentul de pe ei? N-aș zice că e praz. Are gust mai degrabă de ulei de măsline. Sau să fie tofu? Nu! Nici să nu pomenești cuvântul tofu! Îmi amintești de vecinii mei. Vreau să spun, eu chiar... Billy, au rămas ceva burgeri? Ce se întâmplă? Cine e creierul de găină care mi-a declanșat alarma? Eu am fost, tată. Băiete, a fost foarte inteligent. Îmi pare rău. Încerci cumva să-mi distrugi oferta promoțională? Cine și-a asumat vina? Ce băiat grozav! Firar! Firar să fie de treabă! Iată, uite! O alarmă XB-27! Wow! Dublă securitate electronică, o garanție de 5 ani pe piese și manoperă. Ia! Echipament de finețe? Un hamburger? Nu mulțumesc, jacheta mea e nou-nouță. Eu aș vrea să încerc unul. Wow! Și deci, ce anume doreai să-mi spui? Mai târziu! Sunt doi hoți care jefuiesc tot echipamentul din sufragerie chiar în secunda asta. Nu pot să cred! Tată! Tată! Sunt niște hoți la noi în casă! Chiar ești pornit să-mi sabotezi vânzările cu glumele tale proaste? Bun, se pare că va trebui să chem chiar eu personal poliția. Prea târziu pentru asta acum. Am eu o idee! Uite, produs de fermă viu! Terge-o din drum, cocoș banghiu! Ia uite ce... Nu mai scapă, da! Retrageți-vă! Armata de orătănii! Mi-e frică! Mi-e frică! Luați-l de pe noi! Ce frică! Luați-l de pe noi! Ne-a chemat, cineva? Ce amuzant! Dar cine-ți tipești, da? Povestesc eu, dar întâi du-te și adu ursulețul tău. Trebuie să dau un telefon important. Jos pălăria, a fost o arestare cu probleme. Mulțumiți-le vecinilor dumneavoastră, domnule. Cocoșul lor e mult mai eficient decât alarma dumneavoastră. Da, mulțumesc. Poftiți și voi la grătarul nostru. Așa puteți încerca cu toții noi mei burgeri dubli. Nu-i așa, mielușelul meu? Da, bineînțeles. De
Deci, în sfârșit avem ocazia să vorbim. Da, de fapt, vreau să spun că toată această ciondăneală dintre părinții noștri e din vina mea, a mea și a lui Rocky. Cine e Rocky? Porumbelul meu. Vezi tu, l-am găsit rănit în curte și am avut grijă de el în secret. Ieri am vrut să văd dacă s-a vindecat, astfel încât să poată să încerce să zboare din nou. Dar cred că Rocky nu era pregătit încă. Îmi pare rău. Să nu-ți pară, nu contează. Deci, și tu ai grijă de animale, a? Nu-i așa? La urma urmei nu suntem chiar atât de diferiți. Hei, da, asta da ușurare. Apropo, ce anume vrei să-mi spui? Vreau să spun că sunt îndrăgostită și eu de porumbei. Grădina zoologică a familiei Tofu. Afșa! 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 Mietul iepuraș s-a speriat. Cici, se pare că ești alergic la polen. Va trebui să facem ceva în legătură cu asta. Adică alergic la blană, pene, scale, solzi, praf, paraziți. În principiu la tot ce au pacienții tăi, animale. Soția primarului mi-a spus că ai făcut minuni cu câinele ei când și-a pierdut apetitul. Spune că în prezent mănâncă un pui pe zi. E adevărat? Băutura mea cu mac și argile chiar a avut succes. De când circulă vestea, toată lumea din oraș îmi aduce animalele pentru tratament. Acesta este un lac 100% făcut în casă, la fel ca toate produsele pe care le folosesc. Vă promit, compresa mea o să vă pună șarpele boa înapoi pe picioare. Adică, mă rog, ați înțeles ideea. Sigur că sunt furioasă, ce te așteptai? Îți împrumut puloverul meu preferat și primesc înapoi o zdreanță? Cum era să știu că atunci când iepurele va vedea puloverul tău o să nebunească? S-a repezit la ea și a început să-l muște ca și cum ar fost un uriaș munte de salată. Da, păi mama ta nu ar fi trebuit să se ocupe de urechea lui, ar fi trebuit să-i trateze creierul. Uite, ca să mă revanșez față de tine, poți să-mi promus ce vrei de aici. Orice? Super! O să iau asta. Nu, nu pot să-ți împrumut asta. O să o port mâine când mă duc să mă întâlnesc cu Billy. Trebuie să-i duc porumbelul de care a avut grijă mama, dar... Șt, e un secret. Nimeni nu trebuie să știe asta. Dacă părinții lui află că are un animal, o să explodeze. Poți să-ți imaginezi o întâlnire, doar noi doi. Ce romantic. Înțeleg, pentru tine contează mai mult Billy decât să te revanșezi față de prietena ta. Dacă vrei, poți să iei cea mai scumpă bluza mea. Oh, grozav. Cum, acum încerc să mă păcălești. Destul, e destul! A devenit imposibil să-ți fiu prietenă! Adios! Porumbelul pare vindecat! Crema ta cu urzică și ghimbir a funcționat ca prin farmec! O, stăpânul o să fie încântat! Dar nu are stăpân! Lola l-a găsit în stradă! Le-am făcut niște ceai de cimbru! Vrei o ceașcă? Nu, mulțumesc! Vino cu acea de paște zburător. În regulă, așa. Frate și urele, am spus. Am spus, frate și foc. Sau nu înțelegeți, rămânește. Ce e asta, un spectacol de circ? Adună-te, Lola. Bună ziua tuturor. Nu! Nu e mare lucru, libelula mea. Era aproape vindecat. O să se reîntâlnească cu prietenii lui. Las-o, baltă. Tu nu înțelegi. Nimeni nu mă înțelege vreodată oricum. E numai vina lui Lily. Porumbelul n-ar fi încercat să scape niciodată dacă ea n-ar fi... Lily a produs dezastru ăsta? Halal, prietena, trebuie să găsesc porumbelul ăla. Ei, ce e așa mare lucru? A făcut un transfer de afecțiune către porumbel. E perfect normal pentru un adolescent.
E? Încă nicio urmă de porumbel? Probabil doarme pe undeva și tu ar trebui să faci la fel, pentru că e târziu deja. O să se întoarcă el mâine. Sau poate că nu o să se întoarcă niciodată. Și Billy va fi furios și eu voi fi condamnată la o lungă viață nefericire. Salutare! Hei, ai cearcăne la ochi! Ce te așteptai? Nu am închis un ochi astă noapte. E numai vina ta, dacă nu l-ai fi lăsat afară în mod intenționat, hm? Să las afară ce? E liber locul acesta? Grozav! Pare atât de rău pentru toți prietenii mei care consumă hamburger și milkshake-uri. Ești sigur că nu vrei puțin din preparatul meu verde cu alce și păpădie? Nu, mulțumesc! Rămân la iaurtul de soia mai bine. Și pentru desert v-am făcut înghețată de caprifoi. Stai ușor, floare de lotus, mă ocup eu. Gata, am prins-o. Nu ar trebui să te scarpini atât de tare. Aproape l-ai strivit pe acest biet purice. Ce dezastru! Nu spune asta. Era doar o remarcă. De fapt, nu i-ai provocat niciun rău. Cineva să mă trezească! Ce-am făcut să merit coșmarul ăsta? Apropo, ai văzut foca pe undeva? Nu reușesc să o găsesc nicăieri. Se pare că Lola tocmai a văzut-o. Asta e cada mea de baie. E prea mică pentru tine, pricep? Nu înțelegi? Nu se poate. Stai, iepurașule. Care e problema? Nu-mi spune, iepurașule. Tot ce-mi doresc este să locuiesc într-o gospodărie normală, unde nu trebuie să mă lupt cu o focă ca să fac un duș. Cer prea mult. Aha, și probabil că ai avut de asemenea o ceartă și cu Lily, a? Ia du-te și găsește-ți un iceberg. Nu pot să-ți spun cât de rău mă simt că m-am certat cu ea. Haide, voi două nu o să rămâneți supărate pe o chestie ca asta. Am întâlnire cu Lola mai târziu și o să pun o vorbă bună pentru tine. Crede-mă. Formează un cuplu simpatic, nu-i așa? Bineînțeles, e o rușină că e cea mai bună prietena ta. Dar, în definitiv, asta probabil explică de ce nu mai e cea mai bună prietena ta, nu? Hei, mă bucur să văd că te simți bine. Sper să nu întrerup ceva. Despre ce vorbești? Lola! Porumbelul lui Billy! Ce faci aici? Cum se face că nu e la tine acasă? Tu cu siguranță ar trebui să știi. Planul tău a mers foarte bine, apropo. Și din câte am auzit, lucrurile merg foarte bine între tine și Billy. Eu și Billy? De unde ai mai scos-o și pe asta? Oh, uite! Repede! Trebuie să-l prindem! În regulă! Nu poate să iasă! Acum trebuie să-l prindem! Nu a fost prea inteligent! Să încerci să mi-l furi pe Billy doar ca să te răzbun pentru un pulover stricat? Cum? Tu glumești? Chiar crezi că am lăsat porumbelul afară intenționat? Ca să ți-l fur pe Billy? Dacă tu crezi că am făcut o pasiune pentru el, scuză-mă, dar ești nebună! Pregătește-te! 1, 2, 3! Ce se întâmplă aici? Cine a făcut mizeria asta? Îți explic totul!
Ai tu grijă de porumbel. De fapt, e chiar simplu. Vedeți? Noi ne antrenăm pentru primul campionat feminin de rugby. Și nu ne putem antrena pe terenul școlii, înțelegeți? Pentru că ne-ar vedea toată lumea. Și facem tot posibilul să creăm un efect surpriză și... Suficient! Nu vreau să mai aud vreun cuvânt. Cu rugby sau fără, comportamentul vostru e inacceptabil. O să curățați camera asta și o să primiți și 2 ore de detenție la pedeapsă. La treabă! Nu știu cât de bună ești la rugby, dar la vrăjeală ești campioană. Auzi? Hai să o facem. Cred că ai treburi mai importante de făcut. Nu e timpul pentru întâlnirea ta? Du-te, curăț eu. Nu pot să-ți fac asta, ea privește la dezastru ăsta. O prietenă adevărată e totdeauna încântată să se sacrifice. Ei bine, ce mai aștepți? Hai! Mișcă-te, o să întârzi. Poftim, e într-o formă grozavă. A avut doar o rană ușoară, atâta tot. Ah, interesant, ești foarte inteligentă, Lola. Dacă este să cauți necazul cu lumânarea, o să-l găsești cât de curând. Permite-mi să-ți amintesc că mi-încalci proprietatea. Am pierdut ceva, domnule Habab. Da? Ca de exemplu? Deci, ce-aș putea să fac ca să-ți arăt prietenia mea? Ia reptila asta de pe mine, dacă poți. Billy ne-a găsit șarpele. Mulțumim, Billy! Bine ați venit la casa de nebunii!